Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru miercuri 17 martie. Hai să vedem pentru această zi ce cărți o să iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok. Primul rând, pe partea de dragoste avem Doiul de cupe, iarăși o carte foarte frumoasă care ne vorbește despre energia de suflet pereche, de parteneriat în care cei doi oameni, cei doi parteneri sunt foarte uniți și au o legătură emoțională foarte puternică între ei. Pentru cei singuri sau cei care vă doriți să începeți o relație astăzi, Doiul de cupe aici vă readuce aminte că este foarte important să renunțați la idealurile romantice din basme, din povești și din comedii romantice, să vă plantați picioarele foarte bine pe pământ în realitate și să vă creați așteptări realiste de la partenerul sau de la partenera voastră și de la beneficiile sau împlinirea pe care această relație poate să vă aducă. Pentru că doar dacă vă construiți relația pe o fundație solidă, adânc ancorată în realitate, veți putea să găsiți și fericirea, împlinirea pe care vă doriți din această relație. Nu vreau să vă tai craca de sub picioare. Știu că la începutul oricărei relații totul este așa idealizat, totul e ca un vis, totul e perfect și frumos. Dar aici cu Doiul de cupe e foarte, foarte important să reveniți puțin cu picioarele pe pământ și să nu vă creați așteptări false, imposibile de la partenerul sau partenera voastră. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, Doiul de cupe ne vorbește despre o perioadă foarte armonioasă și foarte frumoasă. Aici, împreună cu partenerul sau partenera voastră, ați reușit să treceți peste niște încercări, relația voastră este mult mai solidă în consecință, și astăzi oarecum ieșiți așa la mal, reușiți să ieșiți din aceste valuri, din această furtună și se vede deja la orizont un viitor mult mai fericit, mult mai calm și cu mult mai multă împlinire în viața voastră, în relația voastră. Profitați de această energie, bucurați-vă de ea pentru că aici se vede clar că ați avut mult de luptă, mult de furcă, ați trecut peste niște greutăți și ați reușit să treceți peste acestea împreună, ceea ce e foarte frumos și foarte important. Pe partea de sănătate avem aici Regele de monede, care vine și ne vorbește despre foarte multă stabilitate. Pentru o parte dintre voi, acest Rege de monede e posibil să fie un medic, un terapeut sau un specialist, care are niște tarife destul de ridicate și de la care aveți așteptarea să vă rezolve toate problemele de sănătate. Și aici mesajul de la cărțile de tarot este că merită această investiție în sănătatea voastră. Da, s-ar putea să vă coste mai mult decât v-ați așteptat, mai mult decât aveați planificat în buget. Acest medic, acest terapeut, acest expert are niște tarife mai ridicate, dar are și cunoștințele, înțelepciunea din spate care să facă acest lucru să merite. Aici e foarte important cu Regele de monede să investiți în sănătatea voastră, pentru că peste 10, 20, 30 de ani toți banii din lume nu o să poată să vă cumpere înapoi timpul care a trecut și investițiile în voi înșivă pe care nu le-ați făcut acum la momentul necesar. Chiar dacă aveți 20, 30, 40 de ani, nu este prea devreme să începeți să aveți grijă de voi, ba dimpotrivă, prevenția implementată corect acum în viața voastră poate să vă economisească foarte, foarte mulți bani în viitor. Pentru că dacă acum preveniți cu tratamente naturiste, cu metode simple și nu foarte scumpe, anumite posibile viitoare probleme în sănătatea voastră, o să vă coste mai puțin, atât energetic cât și financiar, decât dacă va trebui peste 10-20 de ani să tratați aceste probleme. Aici, Regele de monede, exact despre asta ne vorbește, despre o investiție în noi înșine, în starea noastră de sănătate.
în bunăstarea noastră și în longevitatea noastră. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 5-ul de cupe. Aici, pentru o parte dintre voi, o să reiasă astăzi la iveală niște informații care sunt foarte dureroase, nu vă vine să credeți, dar în același timp trebuie să acceptați că ăsta e adevărul, asta e situația, aveți și voi partea voastră de vină și este foarte important să demonstrați pe viitor că ați învățat această lecție și că nu o să o mai repetați. Nu vreau să vă panicați, cu toții greșim, suntem doar oameni și este normal să avem și noi slăbiciunile noastre, să nu fim perfecți tot timpul. Și aici partea importantă este să demonstrăm că am învățat din greșelile noastre, că am devenit mai înțelepți în urma acestora și în același timp să nu ne lăsăm dărâmați de eșecurile noastre, ci să ne folosim de aceste greșeli pentru a ne construi un viitor mai stabil și mai înțelept. Pentru o mică parte dintre voi, aici 5-ul de cupe vorbește despre o moștenire, o succesiune sau despre niște cadouri pe care le primiți de la niște membri mai în vârstă din familia voastră. Dar pentru majoritatea dintre voi, aici e vorba de niște greșeli, niște erori, niște probleme care fie vă provoacă o mică pierdere materială sau care vă șochează foarte mult pentru că nu v-ați așteptat ca voi să fiți cei care ați cauzat această problemă. Repet, important este lecția pe care o învățați din acest lucru și să nu repetați această greșeală în viitor. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și niște carduri de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem, mesajul pentru această zi, pentru toată lumea, este următorul. Creez convingeri noi și minunate pentru mine însă. Viața e foarte simplă. Îmi creez experiențele după tiparele mele de gândire și simțire. Ceea ce cred despre mine însămi și despre viață devine real pentru mine. Mesaj foarte frumos care reiterează exact ceea ce vă spun eu de câteva luni încoace. Totul începe din tiparele noastre mentale, din gândurile noastre. Gândurile se transformă în vorbe, vorbele se transformă în fapte și acestea ne modelează realitatea, experiența, viața. Dacă vreți să fiți mai fericiți, mai împliniți, să fiți mai sănătoși, să aveți o relație mai bună, să câștigați mai mulți bani, indiferent ce vreți să îmbunătățiți sau să schimbați în viața voastră, totul începe din interior, din gânduri și din sentimente. Acestea sunt cărămizile cu care noi ne construim realitatea. Odată ce reușiți să vă schimbați gândurile și felul în care reacționați emoțional la anumit stimul exterior, o să vă schimbați și realitatea. Și da, e posibil ca în acest proces de transformare să pierdeți anumiți oameni, că efectiv, pe măsură ce voi deveniți mai înțelepți, mai echilibrați, nu o să mai suportați să fiți înconjurați de oameni negativiști, de oameni care vă trag în jos. Și când acest lucru se întâmplă, când acești oameni inevitabil o să dispară din viața voastră, e important să nu fiți triști, să le mulțumiți pentru rolul pe care l-au avut în evoluția voastră și să înțelegeți că pur și simplu tot ce au făcut a fost să facă loc pentru alți oameni noi, care sunt la același nivel energetic, vibrațional cu voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!